Timp de 2 zile, sute de copii din Sălea și din alte județe își vor etala talentul la Festivalul Bucuria Cântecului și a Dansului, ce va avea loc la Casa Municipală de Cultură din Sălău, miercuri și joi. Festivalul Bucuria Cântecului și Dansului, aflat anul acesta la a doua ediție, va găzdui momente inedite de dans modern, de societate și dans popular, de interpretare vocală și momente deosebite ale grupurilor vocale. Organizatorul acestei ediții, precum și al primei ediții, este grădinița cu program prelungit numărul 10. Aproximativ 400 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani vor fi micii artiști care vor încânta publicul și juriul format din specialiști din domeniul coreografiei, muzicii și artelor. Spectacolul va începe miercuri la ora 9:30 cu deschiderea festivă și se va încheia joi cu festivitatea de premiere, care constă în înmânarea de diplome. Miercuri vor evolua pe scena Casei Municipale de Cultură interpreții și formațiile din afara municipiului Zalău, urmând ca joi să urce pe scenă copiii din Zalău.